turiști sunt așteptați să sosească încă de vineri 28 aprilie și tot atunci vor începe și petrecerile. Va fi un adevărat maraton al distracției, mai ales că toate cluburile își vor deschide larg porțile pentru tinerii petrecăreți, iar Sunwaves, festivalul de muzică electronică, începe primul Nebunia la Malul Mării. Vor fi 63 de DJ timp de 3 zile și 3 nopți. Aproape 8.000 de turiști străini care și-au cumpărat bilete și cel puțin tot atâția români, dublu față de anul trecut. Problema este că transportul de la București până la Constanța, celor care vin de la prin Otopeni. Momentan nu face față Bucureștiul logistic ca să ducă atâția turiști la Mamaia. În două zile, că de fapt asta e 1.000-2 zile. Anul trecut asta a fost problema principală, să știți. Sâmbătă, litoralul se transformă în capitala spectacolelor de drift auto. Amatorii de senzații tari pe patru roți vor vedea cele mai grozave cascadorii ce se pot face cu mașini, derapaje controlate și numere de acrobație pe două roți. Cei mai buni 8 piloți din România vor evolua pe faleza de la Casino pe 8 mașini tunate cu motoare foarte puternice, însumând 5.000 de cai putere. De această dată vom veni cu un plus pentru că avem un concept unic pe care vom lansa chiar pe 30 aprilie la Constanța, se numește Drift Games, unde pe lângă aceste tandemuri, battle-uri, cum sunt cunoscute în drift, vom avea și elemente de spectacol, cum ar fi derapaj, de fapt o parcare prin derapaj, vom avea curse de obstacole și multe alte elemente de show. Organizatorii s-au gândit și la gurmanzi. Un festival de mâncare bună preparată și servită direct în stradă se pregătește zilele acestea în nordul stațiunii Mamaia, ca să satisfacă și cele mai pretențioase gusturi de 1 mai. Va fi un festival pentru gurmanzi la scară mare. 50 de restaurante, 15.000 de metri pătrați, 20 de bucătării diferite. În premieră pentru Constanța, sperăm să-l facem și într-o altă... Încă o ediție, poate în august, poate la anul de 1 mai. Seamănă cu Street Food. Seamănă cu Street Food Festival. E cam același concept. Pregătirile sunt în toi, iar calculele arată că va fi un weekend plin de distracții. Pe plaja din Mamaia va fi un mega concert în seara de 30 aprilie. Acum singurul lucru care le rămâne patronilor de la Malul Mării și turiștilor este să se roage ca și vremea să țină cu ei, astfel încât mini-vacanța să fie profitabilă pentru toată lumea.